Într-o conferință de presă desfășurată pe 4 noiembrie, prefectul George Lazar a subliniat importanța purtării măștii, chiar și în spațiile deschise, pe stradă sau în locurile publice, indiferent dacă acestea sunt sau nu aglomerate. Îndemnul prefectului de Neamț vine după ce rata de infectare pe municipiul Piatra Neamț a crescut până la 4,99 de cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori. Este important să se înțeleagă pentru toată lumea, copii, tineri, adulți, cetățeni mai în vârstă de pe raza județului Neamț, că purtarea măștii de protecție ne ferește și îi ferește pe locuitorii județului Neamț de contactarea sau pozitivarea cu noul coronavirus. Este extrem de important să înțelegem că masca de protecție este obligatorie a se purta atât în spațiu închis, cât și în toate spațiile deschise. Absolut în toate spațiile deschise, inclusiv pe stradă, nu doar în locurile aglomerate cum era până în prezent. Totuși, la articolul 1, alineatul 1 al hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din ședința desfășurată pe 4 noiembrie, persoanele care participă la emisiuni, documentare sau videoclipuri pot lăsa masca jos, la propriu. Deducem, deci, că în perioada următoare, în clipurile de campanie, candidații la funcțiile parlamentare se vor putea filma pe stradă, de exemplu, fără măștile pe chip. Și în cadrul emisiunilor la care vor fi prezenți pentru a cere voturile nemțenilor, viitorii deputați și senatori se pot lipsi de mască. La conferințele de presă, însă, este valabilă obligativitatea purtării măștii chiar și în spațiile deschise.